Continuăm această dimineață, discutăm despre turismul din Republica Moldova, iar alături de mine este Ștefan Gâncu, ciclist. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreau să reamintim celor de acasă, la un moment dat, nu știu, am să urmesc, probabil a fost aventura vieții tale, până acum cel puțin, ai mers pe bicicletă 23.000 de kilometri prin Europa, ai reușit să vezi colțurile Europei, să te bucuri de toate priveliștele direct de la sursă, pentru că atunci când ești pe bicicletă simți și aerul de acolo, simți și mirosul, presiunea și mirosul, exact, absolut tot. Dar în Republica Moldova la fel. Ai călătorit destul de mult în încercarea de a vedea țara, dar vreau să-mi spui dacă ai făcut-o înainte de a merge în Europa cu bicicleta sau după. Mai călătoream și înainte, desigur, ca noi toți, dar acum mai intensiv, pentru că călătorind în jururile Europei, de la Vaslui până la Lisabona sau de la Marea Nordului până la Marea Mediterană, încă pare incredibil și pe bicicletă. Da, am văzut foarte multe reliefuri deosebite, dar venind în Republica Moldova, întorcându-mă acasă, am văzut ceva unic, ceva care nu mai găsești. Și acum nu exagerez, spun chiar pe bune că câmpiile noastre, pădurile noastre sunt absolut fantastice. Și asta înțelegi după ce reușești să vezi aproape toată Europa. Da, după ce vezi, bine, sunt incomparabile imaginile din mare, munte, știți, dar noi avem special, zona noastră, relieful nostru este absolut special. Noi ne-am obișnuit cumva cu, și majoritatea oamenilor zice că nu vreau mare, vreau munte, nu-mi plac pădurile, nu-mi place, dar trăim aici și ne-am obișnuit. Da, dar văzând, mereu văzând mare și munte, venind în țara noastră și te uimești de, mai ales toamna acum când totul să fie plin de culori, fantastic, cel mai minunat. Cromatic o să fie senzațional. Da. Ce-ți place cel mai mult în Republica Moldova? Sau unde-ți place să mergi cel mai mult în Republica Moldova? Deci eu practic alergatul și ciclismul într același timp. Îmi place să alerg în zone noi, unde n-am mai mers. Deci pentru mine fiecare, încerc săptămânal sau odată la două săptămâni să alerg, nu știu, printr-un localitate nouă. Singur sau cu cineva? Dacă e distanță lungă, iau pe cineva cu bicicleta, eu alergând alături să fie cu mine. Dacă e distanță mai scurtă, în jur de 20 km, merg singur. Pentru că lumea nu prea... Distanța scurtă e 20 de km și distanța lungă câte? 30-35. Am înțeles, de la 30 în sus. Da. Care a fost cea mai mare distanță pe care ai alergat-o în țară? Asta a fost deja la o competiție de 44, pe la Orhiei Vechi. Am înțeles, dar oricum, tot era într-o zonă turistică, probabil foarte cea turistic. Mai cunoscută din Republica Moldova, da. Ar fi Orheiul Vechi. Da, o zonă foarte frumoasă și nu doar de zona unde este biserica și crucea aia, dar în afară de Butuceni este Tribujeni, mai sunt niște sătucuri de la epoca de piatră, pornind prin pădurea aia, sunt trasee de drumeții absolut minunate care lumea nu le cunoaște, pentru că oamenii de obicei vin acolo la Orheiul Vechi, se urcă sus, fac două acolo poze și pleacă. Acolo unde au văzut că și alții au fost. Da, dar sunt absolut zone frumoase. Zona Orheiului Vechi, în genere, o zonă fantastică. Bine, dacă ar fi acum să excludem zona Orheiului Vechi în țară, ce alte zone te-au surprins? Pornind pe malul Prutului spre Pădurea Domnească, ulterior 100 de movile, apoi merge mai departe spre Costeaș Stânca, acolo poți prinzi niște apusuri extrem de frumoase, lacul de acumulare cu Costeaș Stânca. Și toată în alergare, apropo, fiți atenți, bine, fiecare alege, acum glumesc, fiecare alege ce face, dar de obicei tu alegi să faci prin alergare sau cu bicicleta? Sau cu, da, pentru că, în primul rând, eu mă pregătesc de fiecare dată să am corpul meu să fie puternic, pentru că practicând sau dormind în cort deseori și mergând în păduri, trebuie să fii cumva pregătit fizic, știți? Și de fiecare dată încerc să alerg, să combin. Vorbeam înainte de a intra în direct că alegi forma asta de maraton sau semi-maraton pentru a ajunge la anumite locații în dauna bicicletei, pentru că nu, infrastructura nu permite foarte des. Exact. Bine, dacă ai bicicletă mountain, poți să mergi prin pădure, dar până ajunge la locul cu destinație. Da, cu destinație, trebuie să mergi ori cu automobilul. Dacă alegi să mergi cu bicicleta, mie mi se pare destul de periculoase traseele noastre, carosabilul nostru. Pentru că s-a întâmplat accidente chiar recent și mi se pare destul de periculoase. Probabil nici șoferii noștri nu sunt încă pregătiți. Deși s-au schimbat câteva legi acum recent, 200 de mâini în urmă, dacă nu mă înșel, este cultura noastră. Noi nu avem cultura ciclismului cumva în țară și șoferii când ne văd, hai mă, vine și asta cu bicicleta, las ducă-l și prin pădure să... Are traseu în pădure, nu știm noi, dar are. Din păcate. Sigur le-a făcut cineva traseu în pădure. Bine, în zona de sud, ce ți-a plăcut acolo? Apropo, am fost la Tighina, bine, un pic mai spre sud. Cetatea Tighina, minunată, nu știam că noi avem așa cetate. Bine, am fost la Soroca, dar...
mi-a plăcut foarte mult. Trebuie neapărat să meargă oricine acolo să vadă. Și după reconstrucție, apropo, da, am văzut-o, muzeul mi-a plăcut foarte mult, minunat. Zona Transnistrie îmi place foarte mult tot. Alegi să alergi și acolo? Am mers la Tiraspol, am alergat acum semi-maraton. Până la Tiraspol și... Nu. Semi-maratonul din Tiraspol. Nu, da, ai alergat, exact, până la Tiraspol și înapoi, pentru că ar fi fost mai mult de un maraton, că și distanța Da, e 70 km. Și distanța e destul de mare. Eu am avut posibilitatea la un moment dat să ajung la Cetatea Albă, aflată și pe malul mării, superbă la fel. Avem foarte multe locuri. Bine, Cetatea Albă la momentul actual aflată în Ucraina, în zona Basarabiei istorice, cea de sud, dar avem locuri pe care încă le descoperim. Inclusiv la momentul actual călătoresc prin țară. Am un proiect călătorind prin țară și văd zone care mă uimesc, pentru că această combinație între podișuri, câmpii, șesuri sau ce mai avem noi. Trebuie să fim atenți cumva la peisaje, să ne bucurăm de ele, să le apreciem, să încercăm să găsim, frumosul în ele. Pentru că dacă nu e pădure, am crescut la pădure, nu mai vreau să văd pădure în viața mea. Așa aud de obicei. Sau aud oameni care zic: nu-mi place țara mea, nu. Și ție îți place țara noastră? Nu-mi place. Ei sunt șocați că mie îmi place țara mea așa de mult, serios. Dar, apropo, ai avut dreptate, pentru că noi, fiind obișnuiți cu ceea ce avem în Republica Moldova, tot timpul căutăm mare sau munte, ceea ce nu există în Republica Moldova, toată lumea probabil este conștientă de acest lucru. În schimb, tu când vrei să călătorești undeva, pe podișurile noastre, pe câmpiile noastre sau șesurile noastre, îți alegi punctele în funcție de ce au mai scris și alții în mediul online sau încerci să te uiți pe hartă, vreau să ajung în punctul X? Se întâmplă și asta, dar deja sunt limitate alea pe online. Sunt vreo 10-15 locații care sunt cele mai populare. Ultimul timp merg în locuri unde chiar nu sunt pe online. Merg la Nisporeni, hai să văd Nisporeniu. Merg la Telenești, hai să văd zonele Telenești. Alerg 35 km în zona Teleneștiului, găsești locuri care ele nu sunt știute de... Hai să înțeleg cum o faci. Până la Telenești mergi cu mașina. Da. Și la Telenești. Bine, inițial pe mapă mă uit, îmi fac traseu, mă uit ce distanță, ce altitudine sunt acolo. Îmi place să urc, să cobor. Urcând, de sus vezi niște zone, bine, vezi priveliștele frumoase, foarte frumoase de sus. Caut să urc undeva, prin păduri, prin dealuri mai măricele și merg acolo și sunt hărți special pentru drumeții. Okay. Și pe alea le urmăresc cumva. Acolo se văd cumva niște drumuri. Noi nu prea aveam. Din păcate, o recomandare primarilor noștri, să facă niște indicatoare măcar. Uite că poți să ajungi în satul ăla, prin pădure, de exemplu. Pentru că de obicei drumul principal lumea le cunoaște. Dar, da, exact. Astea care, dar sunt o sumedenie de drumuri care poți să tai. Din astea rurale create, exact, de oameni. Care ele deja nu mai sunt utilizate, pentru că lumea a încetat să mai meargă cu căruțele cum mergeau înainte. Sau... Și, dar ele mai sunt. Cumva pe har, unele hărți le găsești. Și tu alegi să alergi pe aceste drumuri pentru a vedea mediul înconjurător. La început e ceva obișnuit, după aia o imagine ceva minunat. Zici, wow, nu știam, cum, de unde a apărut? Când urmează următoarea călătorie și unde? Cred că în România. Aș vrea să mai merg un pic, să fac niște drumeții în România, pentru că în Carpații. Și noi discutam despre turismul de la noi, de la Moldova. Unde mergi? În România? În Moldova, probabil în perioada nu am planuit, pentru că am terminat-o cu un pic cu maratoanele, gata, s-a terminat și maratonul Chișinău, care a fost două zile în urmă, și acum se poate un pic așa, doar drumeții. Am înțeles, dar există un punct în Moldova unde ai dori să ajungi? Există vreun, nu știu, vreun raion unde nu ai fost? Hai să întreb. Vreau să merg la Naslavcea, acolo Naslavcea la nord. Aș vrea să merg cu cortul, dar acum e cam deja friguț. Deja probabil în sezonul cald. Da. Și în România tot cu drumeții? Da. Tot cu alergare, tot cu bicicletă? Cu bicicletă mai puțin, dar cu drumeții, prin Transfăgărășan, prin zona aia. Cea mai mare distanță parcursă în Republica Moldova pe bicicletă pentru a vedea... În jur de 100 de kilometre. În jur de 100 de kilometre. Da. În ultima perioadă probabil ai cunoscut și tu, pentru că sunt mult mai multe persoane care aleg să alerge sau să călătorească pe bicicletă și prin țară. În mod special după ce ai făcut cei 23.000 de kilometri, au fost mulți care ți-au scris că și-ar dori și ei? Foarte mulți și mă bucur asta. Sunt oameni care deja au pornit, sunt oameni care au făcut după 3.000 de kilometri, 2.000 de kilometri, am făcut cunoștință cu ei. Asta foarte mult îmi place. Îmi place când lumea scrie, uite, datorită ție am făcut maratonul acum la Chișinău. Mă inspiră foarte mult chestia asta. Și îți dorești mai mult de la tine. Poate o călătorie în zona asiatică pe bicicletă. Da, aș vrea, dar scurtă, nu de un an de zile. Și Orientul Mijlociu, aș vrea.
Pentru asta, apropo, cineva de acasă poate la fel este curios și ar dori să facă lucrurile astea, dar se gândește că nu este pregătit fizic. Ce fel de pregătire ar trebui să facă? Cum te pregătești, bine, nu pentru maraton și nici măcar pentru 23.000 de kilometri, dar pentru o călătorie de 100 de kilometri pe bicicletă, pentru o alergare de 20 de kilometri? Trebuie să te urci pe bicicletă ușor, ușor, pas cu pas, nu fără efort, simți că poți... Fără exagerări. Da, fără exagerări. Ușor, 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 corpul se adaptează, mușchi se adaptează, sistemul osos se adaptează, cel sanguin tot. Și după 2, 3, 4 luni deja vezi rezultat. Și simți că poți face 50 de kilometri. Și apoi, bine, să nu faci călătorii dacă nu ai făcut niciodată cel puțin 50 de kilometri, pentru că s-ar putea să întâlnești cu niște febre musculare extrem de mari. Și atunci trebuie să fii pregătit. Exact. Trăgând o linie concluzivă, un lucru este cert. În Republica Moldova avem locuri frumoase. Foarte trebuie frumoase. Să călătorim, să le vedem. Recomandarea din această dimineață este să o facem pe bicicletă sau prin alergare, pentru că atunci avem posibilitatea să vedem. Bine, și drumeții, doar că drumețiile îți ia mai mult timp, cumva, pentru că îți dublează sau chiar triplează timpul. Eu prin alergare pot să merg în 3 ore, fac o distanță destul de lungă. Dacă faci drumeții, deja îți trebuie o zi. Spornești dimineața, ușor, cu familia, cu copiii, dacă vrei, și mergi și vezi locuri faine. Da, aici trebuie să vedem și ecuația cât de complicată este, pentru că dacă în această ecuație mai sunt implicați și copiii, atunci drumeția probabil ar fi cea mai bună alternativă. Exact, da. În cazul în care o faci în cuplu sau singur sau un grup de prieteni și toți sunt pregătiți pentru alergare, atunci ați putea face și într-o formă mai rapidă. Dar fiecare caz este individual și atunci trebuie fiecare să vedeți cum puteți să o faceți. Acum este mai complicat, pentru că vorbeam, a început sezonul rece, sau cel puțin luna septembrie a venit cu temperaturi mai scăzute, deși probabil și tu și ceilalți ce aleg să alerge prin țară sau să meargă cu bicicleta în anumite zone turistice, s-ar fi gândit că cel puțin în septembrie mai prind câteva locuri. Dar nu s-ar putea să mai prind, bine, putem și în noiembrie să mergem, pentru că dacă îți faci drumeții, alegi să faci drumeții, nu transpiri, nu spui corpului unui... Bine, să înghezi după aia, știi, când vrei să faci o pauză. Și dacă pot, un pic te îmbraci mai de toamnă și poți merge oriunde. Poți să călătorești. Da. Mulțumesc mult că ai venit la această dimineață. Și vă mulțumesc. Mult succes în continuare și te mai așteptăm cu mare drag.